Campania națională a PMP pentru Schengen a ajuns la Iași. Președintele PMP, Eugen Tomac, a susținut o conferință alături de liderul PMP Iași, prin care a cerut sprijinul tuturor românilor pentru petiția România merită în Schengen. Anterior, europarlamentarul PMP a introdus o acțiune împotriva Consiliului UE în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a anula votul din 8 decembrie 2022. Atunci când au expirat cele... Înainte de a expira, de fapt, cele 60 de zile în care poate fi contestat un act al Consiliului Uniunii Europene, în calitate de deputat în Parlamentul European, am făcut eu această acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene, prin care am cerut anularea acțiunii din 22, în Consiliul Jai. Președintele Partidului Mișcarea Populară a mai spus că formațiunea sa a făcut primul pas în direcția anulării deciziei de menținere a României în afara spațiului Schengen. Eugen Tomac a mai afirmat și că această acțiune este singurul pas prin care România poate avea drepturi depline, precum celelalte state membre. Eurodeputatul a mai spus că, pentru a convinge Parlamentul, inițiativa sa are nevoie de susținerea românilor. Pe parcursul următoarelor zile va avea loc un nou Consiliu Jai, însă intrarea României în spațiul Schengen nu s-ar afla pe agenda de discuție. Majoritatea politicienilor europeni și români au spus că la următorul Jai intra în mod sigur. Iată că următorul Jai are loc peste două zile. Din păcate, subiectul accesului nostru în spațiul Schengen lipsește cu desăvârșire. În ciuda amânării discuțiilor despre intrarea României în Schengen, liderul PMP s-a declarat convins de reușita contestării deciziei Consiliului Jai la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.